odată cu pacea Domnului. Și mă bucur că suntem interesați de Cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut că frații și în pauză discutau între ei și încercau să afle cum este mai bine pentru noi. Textul călăuzitor din această dimineață se află la Coloseni, capitolul 3, cu versetul 1 la 3. Deci dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Am ales un subiect pentru astăzi, care are legătură cu lecția noastră de dimineață de la școală de sabat, și anume, moartea și învierea spirituală. Moartea și învierea spirituală este un fenomen pe care puțini oameni îl pot experimenta. Majoritatea covârșitară a oamenilor experimentează numai moartea fizică și moartea spirituală. Noi știm că cei ce se desparte de noi, pentru că de fapt cuvântul moarte însemnează despărțire, și de aici cuvintele lui Dumnezeu, rostite de la început, ca un fel de avertisment pentru om. În ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. În ziua în care vei mânca, vei pierde părtășia cu mine. Te vei despărți de mine. Te vei lupta în existența ta pe cont propriu. Și acum urmărim cuvintele Mântuitorului, care se repetă în această idee fundamentală. Noi știm că Dumnezeu, de la început, a spus că în ziua în care omul va mânca din fructul oprit, va muri. Și găsim o sumedenie de explicații. Și la unul din frații am auzit pe explicație că, da, a murit omul în acea zi, referindu-se la moartea fizică, dar că o zi la Dumnezeu înseamnă o mie de ani. Nu, aici este vorba despre moartea spirituală. Omul în secunda în care a gustat din fructul oprit, a murit spiritual față de Dumnezeu. Există morți care sunt pe cale, pe plan biologic, și cu aceștia noi nu mai putem comunica, pentru că ei nu aud și nu răspund. Zadarnic am merge să întreținem un dialog cu oamenii aceștia care au trecut peste pragul morții. Pentru că sunt morți, dar Domnul nostru Iisus Hristos vorbește despre o categorie de morți cu care se poate vorbi, care pot asculta, care pot să ia decizii. Un fel de morți care sunt conștienți, deși se găsesc în moarte, și nu-i vorba aici de moartea biologică, ci este vorba de moartea spirituală. Să citim cuvintele Mântuitorului, care sunt așa de minunate privind această imagine. Evanghelia după Ioan, capitolul 5, cu versetul 24-25. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și cine crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Subiectul nostru este moartea și învierea spirituală. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit. Când cei morți vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și cei ce vor asculta vor învia. Și iarăși aici un lucru enigmatic pe care îl putem înțelege foarte greu. Iată că vine ceasul, dar a și venit. Pentru că Evanghelia se vestește și cei morți vor auzi glasul Fiului Dumnezeu. Și câți morți pe planul vieții spirituale au auzit cu urechile lor învățăturile Mântuitorului și au rămas în moarte? În moarte spirituală, despărțiți de Dumnezeu, continuă să trăiască în păcatele lor. Și câți dintre acești morți au fost receptivi la cuvintele Mântuitorului? Și se face mențiunea, vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia. În limba română există o confuzie de terminologie, cuvântul a asculta, vor asculta, se manifestă pe două planuri și are două semnificații. Noi putem asculta pe cineva când vorbește sau putem asculta pe cineva împlinind ceea ce ne spune și este, prin urmare, un fel de ascultare pasivă și un fel de ascultare activă. Una este să asculți pe cineva când vorbește și alta este să asculți de părinți un copil care zice să nu bagi degetul în priză pentru că te curentești și mori și acesta ascultă și nu face lucrul acesta. Toți erau morți în păcatele lor pentru că Iisus aici nu vorbește despre cei morți din punct de vedere fizic pentru că aceștia nu mai aud glasul Mântuitorului. E prea târziu să se mai decidă, să se mai întoarcă la Dumnezeu.
după ce au trecut peste pragul morții, după ce au trecut peste pragul morții, ci este vorba despre cei care sunt morți în viața lor, în străinătate de Dumnezeu, vine ceasul, dar acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului Dumnezeu. Toți îl vor auzi și cei ce vor asculta vor învia dintre cei morți și vor ajunge la viața veșnică. Și este vorba despre învierea morților. Unii au ignorat adesea adevărul acesta și de fiecare dată când s-au gândit la învierea morților, s-a strecurat îndoiala. Învierea morților. De unde mai știm că lucrul acesta este adevărat sau este doar un produs al imaginației? Dar dacă este vorba despre învierea morților spirituali la viața cea nouă, o putem urmări în fiecare zi, cum Dumnezeu face minuni, așa cum a făcut odinioară cu Lidia, care a fost și a despărțit de Dumnezeu în moarte spirituală, l-a primit pe Dumnezeu, a primit viața, a ascultat glasul Mântuitorului, un fel de ascultare activă și s-a hotărât să se predea în slujba lui. Temnicerul păgân, având cultura romană, a fost și el mort în păcatele lui, a ascultat glasul Fiului Dumnezeu, pe care l-a transmis Apostolul Pavel, că Pavel ducea peste tot cuvântul Mântuitorului. Pentru că acesta era subiectul central și până la urmă a înviat și el. A ieșit, a scăpat de la moartea spirituală, din viața despărțită de Dumnezeu. S-a bucurat că l-a primit pe Domnul împreună cu toată casa lui. A făcut legământ cu Domnul prin botez, pentru că acesta, în secolul primar, încă avea un scop extrem de important pentru cei care credeau și pentru cei care se converteau în mod real. Deși s-a mai întâmplat când în biserica primară, atunci când s-au convertit oamenii cu miile, să mai fie și convertiri superficiale. Dar esența problemei nu era pierdută, că Domnul a lucrat în chip minunat și acum, dacă ne gândim la un lucru cu privire la cei ce vor asculta la modul activ, că vor beneficia de înviere, în scrisoarea adresată de Pavel, adresată credincioșilor din Efes, Efesul era un oraș ce devenise capitala provinciei romane din Asia Mică. Avea vreo 250.000 de locuitori. Un oraș împestrițat cu toate națiunile, toate culturile se concentrau acolo, în această capitală a provinciei romane. Cultura orientală, vrăjitori, ghicitori, ocultiști, de toate nuanțele, apoi a împrumutat și cultura din vest. A apărut acolo și creștinii mai târziu. Căci Pavel a predicat Evanghelia și la Efes. Și s-a întâmplat o minune. Că în acest oraș s-a format o biserică creștină foarte puternică, ce devenise până la urmă biserica mamă, din care au rezultat încă 6 orașe unde oamenii s-au încreștinat și s-au format biserici creștine. În felul acesta, cei care locuiau în Efes, în această împestrițare de neamuri, de idei și de obiceiuri și de tradiții, când au cunoscut mesajul Evangheliei, au cunoscut o experiență nouă și aceasta pentru ei a fost un fel de înviere dintre cei morți. Și Apostolul Pavel, adresându-se acestei biserici, în capitolul 2, din scrisoarea adresată acestor efeseni, le amintește despre ceea ce s-a întâmplat cu ei în momentul convertirii și de ceea ce au fost ei înainte de a-L cunoaște pe Hristos. Și iarăși revenim. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Va veni ceasul, dar a și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului Dumnezeu. Și cei ce vor asculta se vor întoarce la Dumnezeu. Vor învia și se vor bucura de viața veșnică. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în obiceiurile voastre, în tradițiile voastre, în viața voastră înstrăinată de Dumnezeu, în moarte spirituală, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzducului, după influența spiritelor demonice, care lucrează acum în fiii ascultării și nu-i nicio excepție de la regula generală. Între ei eram și noi toți odinioară. Toată omenirea, îndrăznește Ioan să spună, că zace în cel rău. Toată lumea zace în cel rău. Eram și noi odinioară între ei, când trăiam în poftele firii noastre pământești și făceam voia firii pământești și ale gândurilor noastre. Și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți, copiii mâniei,
Ar avea cineva satisfacție să se spună că mama lui sau tatăl lui sunt numiți prin această răbufnire de răutate și răzbunare a spiritelor demonice, infuzate în gândurile și în comportamentul oamenilor, să spună că sunt fiii mâniei? Așa cum nimănui nu-i place să poarte numele de Iuda. Nu am auzit de nimeni pe care să-l cheme Iuda între neamurile Pământului, exceptând doar pe evrei, care înțeleg semnificația simbolică privind numele acesta. Așadar, oamenii aceștia erau morți în păcatele lor. Și spune Pavel, versetul 4, dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin îndurarea lui Dumnezeu, prin har, suntem mântuiți. Și acum am câștigat cea de-a doua experiență în viață. Prima, fără Dumnezeu, străin de făgăduințele Lui, după mersul lumii acesteia, după mentalitatea veacului în care trăim, în degradare morală și în tot ceea ce este josnic și murdar, dar Dumnezeu, din această moarte spirituală, ne-a adus la viață, împreună cu Iisus Hristos. Prin harul lui Dumnezeu, prin îndurarea Lui, suntem mântuiți, dar acum a mai făcut încă un lucru extraordinar. El ne-a înviat împreună cu Iisus Hristos. Ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, împreună cu El. Și acum aici este o chestiune care consider că e foarte necesar să facem o analiză. Aș vrea să mă folosesc de o anumită ilustrație. De cei ce au zburat în cosmos au experimentat ceea ce până atunci oamenii nu au avut ocazia să cunoască. Au observat că cu cât se depărta mai mult de Pământ, cu atât forța gravitațională a Pământului era mai slabă. Și cu cât erau mai departe de Pământ, la o înălțime tot mai mare, cu atât Pământul îi atrăgea tot mai puțin. Și la un moment dat au rămas surprinși, au început să plutească în cabinele lor, ca niște fulgi. Pământul își pierduse puterea de atracție, puterea gravitațională. Au ajuns într-o zonă neutră și de acolo, dacă ar mai fi fost un mijloc să le dea un impuls, să se depărteze nava și mai departe de planeta noastră, ar fi fost atrași într-o altă planetă. Este un lucru extraordinar. Așa se întâmplă și cu viața spirituală. Dumnezeu ne-a așezat în locurile cerești împreună cu Iisus Hristos. Dar întrebarea se naște. Locurile cerești, la ce înălțime? Pentru că dacă suntem așezați în locurile cerești, Pavel spune că avem de a face, de luptat cu duhurile demonice, care sunt în văzduh. Și de aici putem pica, putem cădea, pentru că suntem încă atrași de forța gravitațională a poftelor firii pământești. Așa cum este forța gravitațională a Pământului, ne tot atrage. Dar El vrea să ne ducă cu Hristos într-o zonă, să nu mai fim atrași în jos și să fim atrași în sus, să nu mai cădem în jos și să ne dea Domnul harul să cădem în sus, deși este un lucru extraordinar. Am zice noi că este irealizabil, dar este pe deplin posibil lucrul acesta. Îl pot experimenta cei care au zburat în cosmos. Este un lucru extraordinar și atunci, dacă scăpăm de această zonă neutră, unde Pământul nu mai are putere, mai avem nevoie de încă un impuls ca să putem fi atrași în sus. Și Apostolul Pavel se adresează și spune: dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, umblați după lucrurile de sus, nu după cele de pe Pământ. Căci voi ați murit acum față de păcat și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Voi sunteți la o înălțime unde Pământul, firea pământească, tot ce este murdar și josnic, și-au pierdut puterea să vă mai atragă în jos. Doamne, îți mulțumim că ne-ai dat harul să putem cunoaște acest adevăr. Am zice noi acum, dacă vrem să fim sinceri, unde sunt acei oameni care să fie atrași mai mult, mai puternic de magnetul acesta blestemat? Și ajută-ne ca să fim atrași de Duhul Sfânt și să cădem în sus. Peste tot am întâlnit credincioși care cad în jos. Dar dacă arunci o piatră, nu cade în sus, ci cade în jos, că e forța de atracție a Pământului. În viața spirituală există o șansă binecuvântată în harul lui Dumnezeu, că ne duce Domnul pe o înălțime spirituală despre care David spune: du-mă pe înălțimea pe care nu o pot ajunge.
E prea înaltă pentru mine, că de câte ori vreau să mă urc în sus, cad în jos. Scoate-mă din zona aceasta de atracție a lucrurilor păcătoase și du-mă, Doamne, lângă Tine, împreună cu Tine, ca să pot experimenta această viață frumoasă și să pot să mă bucur împreună cu toți mântuiții. Și unde să mă pot bucura de prezența Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta este o lucrare extraordinară, experimentală și nu teoretică, pentru că am întâlnit și oameni de toată frumusețea morală, care au reușit să fie izbăviți, să scape de aceste porniri, să scape de aceste obiceiuri rele, moștenite din generație în generație. Să se elibereze complet, să se realizeze făptura cea nouă și să se așeze împreună cu Hristos în locurile cerești, deasupra zonei de imponderabilitate, așa cum au numit-o cei care au zburat în cosmos. Ce minune! Păi zburăm ca niște fulgi, nu mai suntem atrași de nicio forță să cădem în jos. Ei bine că de aici tot nu am ajuns în Împărăția lui Dumnezeu, ci suntem numai în zona neutră. Cei care au gustat bucuria nașterii din nou, deja au scăpat de această putere de atracție a lucrurilor pământești, căci umblarea după lucrurile pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile cerești, după lucrurile Duhului, este viață și pace și părtășie cu Iisus Hristos. Și în felul acesta am vrea și noi să fim atrași de magnetul cerului și cum oamenii aceștia, dacă mai au șanse, este pe deplin posibil să ajungă pe alte planete. Au trimis niște aparate, acestea s-au dus la distanțe enorme, dar oamenii încă n-au ajuns pe Venus, oamenii încă n-au ajuns pe Mercur, oamenii încă n-au ajuns pe Marte și deocamdată se învârt tot aici, în sistemul nostru solar, care este limitat și așa de strâns că privim Luna și nu am beneficiat de harul acesta și unii au beneficiat de harul acesta să vadă cum arată Luna. Și ea are o forță de atracție. Probabil acolo oamenii au mai puține șanse să fie ispitiți. Aceasta ca o glumă. Că forța de atracție este mai mică. Pământul își menține forța de atracție gravitațională și noi suntem chemați prin Harul lui Dumnezeu, după ce am ascultat la modul pozitiv și la modul activ cuvântul Mântuitorului, după ce am fost aduși la viață, am fost strămutați în locurile cerești. Să rămânem în dragostea lui Dumnezeu și să ne bucurăm de Harul pe care ni l-a dăruit în persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Așadar, cuvântul Mântuitorului s-a împlinit așa cum au fost prezentate ele. Vreau să mai citesc încă o dată, pentru ca să rămână în memorie, mesajul esențial. Moartea și învierea spirituală. Deci moartea și învierea spirituală, la care se referă aici Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Mai recitesc încă o dată textul din Evanghelia după Ioan, capitolul 5. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică. Nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Dar cum rămâne aceasta că nu vine la judecată, când Apostolul Pavel îndrăznește să spună că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu? Pentru ca fiecare să dea socoteală și vă rog să rețineți de binele sau răul pe care l-a făcut cât a trăit în trup. Și Iisus spune că cine crede și ascultă cuvintele Lui, nu mai merge la judecată. Mergem la judecată, dar nu ca să fim judecați și osândiți, ci mergem la judecată în calitate de marturi. Una este să mergi la judecată și să fii judecător. Nu știți că voi veți judeca și pe îngeri? Una este să mergi la judecată și să fii martor și alta este să mergi la judecată ca inculpat, ca vinovat și ca pasibil de pedeapsă. Mulțumim lui Dumnezeu, vom merge și noi la judecată ca Dumnezeu să se folosească de mărturia noastră pentru că am trăit în aceleași condiții cu ceilalți oameni și am găsit mântuirea lui Dumnezeu înnoită și regenerată în timp ce alții cu aceleași avantaje au ignorat chemarea lui Dumnezeu și acum suportă consecințele. Nu aș vrea ca niciunul dintre noi să împărtășească această soartă finală și m-aș bucura să ajungem în zona unde să scăpăm de atracția lucrurilor murdare, josnice, care o numim această forță gravitațională a Pământului. Că și noi suntem Pământ, Pământ ești, țărână ești,
și în țărână te vei întoarce și Duhul tău va rămâne răspunzător înaintea lui Dumnezeu, dacă nu prețuiești măcar astăzi, ziua în care te-a cercetat Dumnezeu, Domnul să ne ajute ca să răspundem pozitiv la această chemare și să ne întâlnim cu toții în Împărăția Cerului. Amin.